Salutare și bine m-am găsit! Sunt Cristian Dumitru. Nu plecați nicăieri, încep știrile pe nevăzute! După cum se poate vedea, ne-am mutat într-un alt platou. L-am cumpărat de la fosta televiziune a lui Dan Diaconescu. Așteptăm părerile voastre despre noua noastră casă. Nici nu am apucat să ne bucurăm cum trebuie de închiderea OTV-ului, când peisaj a apărut Ioana Tufar, prezentându-ne cu bucurie în glas gândacii din casă, mâncarea stricată din frigider, cleiul din urechi și pământul dintre picioare. Pardon, dintre degetele de la picioare. Cum să nu ți se facă dor de domnul Dan? Cum? Băi, dă-i cu ăla, băi! Dă-ți-i cu Mir, da? Dă-ți-i cu domnul Nicos. Luați microfonul, domnul Nicos. Da. Se întâmplă tot felul de necazuri aici. Dă-i cu Mir! Propunem ca de acum înainte, pentru că a invitat-o pe Ioana Tufar, emisiunea lui Dan Capatos să nu se mai numească un show păcătos, ci un show căcăcios. Iar pentru a-i face o bucurie Ioanei, propunem ca groapa de gunoi de la Glina să-i poarte numele. Cei de la OPC au descoperit mâncare expirată de câteva luni la un hotel de 5 stele din Poiana Brașov. Reprezentanții hotelului spun că nu e expirată, ci doar o lăsaseră la nobilat, să prindă mucegaie. Celebrul designer Cătălin Botezatu a anunțat că este noua imagine a unui mare magazin de electrocasnice. Iată despre ce este vorba. De acum, magazinul va avea intrarea prin fund. Pardon, prin spate. Cetățenii de etnie maghiară din România cer înființarea unui ținut secuiesc. Arborarea steagului secuiesc nu este singura problemă însă. În Covazna, de exemplu, găsești numai vin demisecuiesc. Știți care e diferența dintre bateria unui iPhone 5 și secuime? Bateria de la iPhone 5 are autonomie. Și acum revenim la mizeria din televiziuni. Mai avem încă o știre despre Ioana Tufar. După ce cei de la Acces Direct i-au găsit ceară în urechi, o fabrică de lumânări vrea să o contacteze pentru livrarea de materie primă. Mare tamtam și cu arestarea lui Cristian Cioacă. S-a închis OTV-ul și tot nu au găsit-o pe Elodia. Cristian Cioacă a declarat că Elodia s-ar ascunde undeva în vreo mănăstire. Se pare că Cioacă a ascuns-o în mănăstire după metoda meșterul Manole. Top 5 lucruri mai scârboase decât Ioana Tufar. Am încercat să găsim toată săptămâna 5 lucruri mai scârboase decât Ioana Tufar, dar din păcate n-am putut găsi nici măcar unul singur. După ce am văzut-o pe fica Andrei Călugăreanu pe TV, am reușit să văd următorul filmuleț fără să vomit. Și după așa de multe vești proaste, avem și o veste bună de la Google. Google. Celebra companie vrea să scoată exclusiv pentru România un motor de căutare pe GPL. Iar acum a venit momentul pentru... Mulțumim tuturor celor care ne-au răspuns săptămâna trecută. Problema de săptămâna aceasta este următoare. Ce faci dacă te trezești dimineața după noapte de beție și lângă tine în pat este Ioana Tufar? E clar că ești încăcat. Și la propriu și la figurat. Cum rezolvi această problemă?
Așteptăm răspunsurile voastre pe Facebook, pe YouTube sau pe hazmedia.ro. Cam atât am avut pentru astăzi, sunt Cristian Dumitru și nu uitați, râdeți și nu cercetați. Până data viitoare, să se dea din share în share, să ajungă la toată lumea! Cam asta a fost. Mulțumim frumos, ne vedem săptămâna viitoare. Pa, vă pup! Nu uitați să răspundeți la problema săptămânii, să ne spuneți ce părere aveți de noul nostru studio și să ne spuneți ce credeți că ar trebui să mai îmbunătățim sau ce știri ați vrea să mai auziți. Pa, vă pup, la revedere! Numai bine, ne vedem luni! Încep cu adevărat știrile pe NV.